Astăzi încercăm GTA Vice City cu o definiție, o ediție limitată, să zicem așa. O să-l testăm. Eu am jucat puțin peste el ca să îmi dau seama dacă e vreo diferență, să dau și eu cu părere. Putem să începem jocul, să facem misiuni, să vedem dacă e o calitate diferită față de ce suntem obișnuiți. Eu jocul ăsta, jocul este la fel, cu siguranță sunt niște îmbunătățiri din punct de vedere a calității video, dar mașinile cred că sunt cam alea, adică gen n-au schimbat nimic, în afară că efectul ăsta tip oglindă care se vede, dar chiar arată foarte mișto. Controlul mi se pare că e leacă mai îmbunătățit, eu cel puțin asta văd eu acum, pe care îl ved în modul său. Probabil pe PlayStation se poate vedea diferența că poți să mergi și încetul, puțin mai tare, și poți să pleci cu viteză maximă. Deci astea sunt niște plusuri, să zicem așa. E ceva mai diferit. Dar ca în sine, ca joc, nu știu dacă s-a schimbat foarte mult. Misiunile sunt tot alea, deci o să le facem. Nu știu dacă o să vină ceva actualizări mai interesante pe viitor. O să văd cum organizez să fac și eu live, dar problema e că e cam dificil așa să dai din play direct din pe consolă să faci live, pentru că sunt probleme de captură, nu știu. Ar trebui să ai un internet foarte bun să poți să vezi video, nu să-l... Dar asta rămâne de văzut. Mergem și noi aici să facem niște misiuni. O misiune, l-am mai făcut de mult. Ok, mașinile, v-am zis, nu s-a schimbat, dar arată interesant, așa, stil GTA 5. Cred că ideal ar fi să pot să fac rost de o placă de captură, în care pot să mă conectez pe un PC, ceva, și după aia să transmit mai departe, să facem live. Mi-ar fi plăcut să fie chestia asta constantă și de aici. Joc foarte fluid, foarte mișto. Viteza parcă mi se pare ceva mai mare, îți dă o... cea puțin asta văd eu. Oricum, cine era dor de GTA Vice City sau GTA 3, e o alegere bună. Adică e ceva actualizat care poți să joci pe cea mai nouă consolă care există în momentul de față. Cred că este și pentru Xbox, din câte am văzut eu, acum știu cum, rămâne de văzut. Jocul ăsta mi se pare că cred că nu am reușit să-l termin niciodată. Mereu am ajuns în orașul 2, dar nu am reușit să-l completez. Trebuie să răspund la telefon. Trebuie să ajungem la un telefon public? Ah, încă altfel... Ah, bă, da. Ok. Este, oricum, mult s-a așteptat să fie super, super realist jocul ăsta, să devină mai realist din punct de vedere a graficii. Stimau că ar fi fost GTA 5, dar n-a fost să fie. Și eu când am văzut prima dată, asta se vede că face GTA 6 cu harta de... cum se numește, cu harta de Vice City. Dar realitatea este că când o să iese GTA 6 o să fie interesant. Nu știu dacă o să iese pentru... mă gândesc că nu o să fie pentru GTA... cum se numește GTA? Pentru PlayStation 5. Mă gândesc că ar trebui să iese cu următoarea generație, să aibă o chestie interesantă. Acum depinde, nu i-a spus treaba asta. Din câte rețin misiunea asta, știu că trebuie să ai niște arme, așa că o să merg să fac rost și de niște arme, pentru că nu pot să mă lupt cu aia, ar trebui să dau foc la ceva anume, dacă nu mă șel. Cred că e asta e misiunea. Ia să vedem noi. Avem nevoie și noi de niște arme, că ne omoară aia din prima clipită. Oricum, când eram mic, jucam foarte mult jocul ăsta. Cred că ăsta a fost primul GTA care l-am jucat. După aia am avut jucat și GTA 3 și
Vice City, e aici, dar nu știu ce aș putea eu să fac, pentru că n-am nicio armă. Aș putea doar să mă duc să dau peste oameni, din câte rețin misiunea. Ok. S-a deschis. Acum ăștia dacă mă prind, mă bat. Mă rămân nimic. Nimic. Da, așa. Să mă ridic. Să fug, că n-am nici arme. Da, așa. Mă duc să iau niște arme. În prima față. De aici. Nu mai urmărește vreunul. Auti cum fug pe mine. Și poliția. Da, am și murit. Efectul ăsta de moarte este ceva gen luat puțin copiat la Vice City. Mă întreb dacă vreau să refac misiunea. Pot să refac. Suntem tot în punctul ăsta. Ne recomand să te duci cu arzătorul. Nu știu dacă poți să folosești parole pentru jocul ăsta pe PlayStation. Cred că se poate, dar am să-mi caut ulterior. Ba, ai de opțiune, ori te îmbraci ca ei. Dar nu prea văd sensul. Să mai pierzi cine te îmbraci ca ei. Mă duc direct să-mi cumpăr arme. Vopsește mașina. Hai să vedem, arme. N-am reușit niciodată cum să... Opa, 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 opa. Frânează leacă mai rapid. În schimb, face burnout. Nu știu acum, în GTA 3 nu merge burnout, o să faci așa. Dar asta puțin important. Și acum să vedem ce butoane trebuie să apăs. Nimic, doar trebuie să vedem ce arme să ne luăm noi. Aș fi vrut un arzător. Prima avem nevoie de un scut. Ok, clar, scut. Asta e blocată. $300 asta. Un pistol slăbuț. Asta nu. Cred că merge pe mitralieră. Nu avem noi prea mulți bani. Dar vedem, poate găsim niște trupuri. Chiar ar fi bune niște trupuri de arme. În special pentru că te ajută să faci mai repede misiune. Ok, dacă avem arme. La foc mașina. Nu se poate așa ceva. Fără arme? Sau am păstrat și armele? Uite, avem taxiul care ne așteaptă. Da, vă puteți trage și voi concluzie despre joc. Și eventual încercăm să facem live-ul până într-un final și să continuăm toată secțiunea asta de gameplay, de misiunile care sunt, ca altele nu cred că sunt. Nu știu dacă o să se bage pe viitor altele actualizări. Dar fi corect să mai bage niște actualizări noi, să fie niște misiuni noi. Mergem la fel. Să ne cum armele. Asta. În schimb, când iau foc mașinile în jocul ăsta, cu grafica asta bunicică, să zicem așa, parcă nu nici nu se văd. Ok. Trebuie o mașină rapidă. Ne-am îmbrăcat în muncitor. Asta ne luăm jucărica. Am nevoie de o mașină care... ce-o zburat ăla. Prea nerealist așa. Bani? Nu prea avem bani. Asta e problema. Și nu ne putem cumpăra nici arme. Nu avem nicio armă. Ia să vedem noi ce o să luăm. Luăm dricul ăsta? Facem treabă cu el? Eu cel puțin așa sper. Rapid nu este clar, dar e mare. Și dacă e mare, facem treabă cu el. Mai mult întrebare pentru voi. Vreți să mai continui pe acest canal cu seria de aplicații sau ne axăm pe zona asta de gaming? Jocuri, distracții, chestii de genul ăsta. Adică oricum conținut puteți vedea și pe canalul principal. De făcut bani, dar dacă vreți să vedeți, nu știu, să mai discutăm, să mai schimbăm două, trei vorbe, ar fi o variantă mult mai bună. Pentru că asta de bani...
aș cam renunța la ea pe acest canal, bineînțeles. Ok, hai să încerc să intru, dar nu știu cum să intru. Colpișe almentre laboratorii. Op. Op. Îi lovesc, dar dacă vin pe mine. Op, ăsta vine deja pe mine. Hai să vedem. Uleu, cât am trăit pe mine. Am luat toți trei. Perfect. Deci cam aia e treaba. Nu știu ce se întâmplă acum când intră lumea aici. Nu știu dacă mai am treaba acolo. Ba da. Ceva trebuie să se întâmple aici. Ok. Bă, asta are arme. Bam. Simt că mi-a dat pistol. Avem pistol. Și cum îl folosim? Acum nu știu ce trebuie să facem. Să-mi pușcă în asta? Ah, uite așa. O dată. A, dar nu mi-a luat încă din viață. A, mașina asta aici. Bă, cam aia a fost tot. Misiunea a fost completată cu succes. Și mă putem merge mai departe. Hai să luăm taxiul ăsta. Ce taxiul costă? Nici nu taxiul, zici că e Honda. Nu știu. Nu Civic. Scrieți voi în comentarii ce mașină credeți că este asta. Aici ăsta cu Aero, erau niște misiuni sau ce este aici, că este modificat. Știu că erau niște misiuni de... Uă, câți bani astea are ăsta la el? Ia uite câți bani. 1000 și ceva mers necupărăm și arme. Ce zice? A, trebuie să răspund la telefon. Ce îmbrăcăminte. Ce am zis că șapca e de la Puma. Dar nu, e de bucitor. Da. Știu că ăsta parcă aici unde la misiune vine cu limuzina. O misiune care n-am reușit niciodată să termin. Este asta cu aveau niște elicoptere care sincer pierdeai timp. Te chinuiai, nu știu, trebuie să limuzi dintr-un punct în altul. Sau trebuia să pui bombe. Asta e cu limuzina lui, știu că o avea neagră în jocul normal. Jante cromate, vârjele de genul ăsta. Bă, personajul tot ăla a rămas, deci nu s-a schimbat deloc. Hai de plăniță, ia să vedem unde trebuie să mergem noi. În schimb, acum pe hartă ce am mai văzut nouă acum, ți arată și traseul prin soi. Știu că ăsta parcă ar trebui să dea emisiuni cum ne mergem la golf. Dar eu ce l-am omorât pe ăla, două stele. A intrat specială. Cred că asta e misiunea cu... Cred. De eu nu știu ce căuta poliția ăla pe stradă. Și când l-am îmbrat și ar trebui să... Haine de golfer. Asta e misiunea cu golf. Nu știu, când mă jucam eu mi se părea că ajungeam greu la nivelele astea. Stai așa. M-am suit în mașinuța mea. Și mergem pe aici. Ideea că tu ce ai arme, toate îți dispar. Ok. Ce Porsche de la vechi. Deci, fără arme, poți să intri fără arme aici. Dar nu știu cum obții după aia arme. Da, vedem noi. Trebuie să merg să-l omorâm pe unul, parcă, dacă nu reținem greșit. Și aici să rămân toate armele aici. Când treci. Ok. Luăm o mașină de golf. Și eu nu știu cum aș putea să-l omor dacă n-am nicio armă. Asta e întrebarea mea. Aici e viață. E o întrebare fără explicație. Da, vedem noi.
niște terenuri de golf. Îl omor cu bâta de baseball. Hop. Cred că pot să-l omor cu bâta de baseball. Ăla fuge. Asta că trebuie să fug după el. Stai, stai. Așa. Unde ești? Dă-i. A fugit? A fugit jucătorul nostru. Mamă, de ce mi-a dat? Ce bucăți de sărăciile. Nu, vezi ce băi, ce capacesc ăștia acum. Și aia pleacă, eu trebuie să mă țin după răvarcă. Fug, cât mă țin picioarele. Dar să nu fug în apă. Parcă era unul oprit. Da, mă, vă bat acum, vă dau două bucăți. Care, cum mă omoară ăștia. Ca... Așa. Ăla fuge pe undeva, dar eu trebuie să-mi iau aia. Unul iar mi-a dat. Aici clar mor. Aici e finish-ul meu. A, ale. Am 20 ceva lăsat de viață. Ori dau, ori mor. Una din ele. Ieși afară. Nu știu. Uite asta cu trotineta lui. Dar cu 11% de viață. Eu ce rău să mă duc în apă. No! Acum gata. O bucată și zălă. Păi bun, dar hai că a fugit ăla. S-a dus la drum. Nebun. A ajuns la asfalt. Haide, băi, bimbomgilor ăsta, la fel. Viață. Chiar nu aveam viață. N-am putut să iau viața? Aia să faci... Mamă, și poliția, mă omorâ și poliția. Gata. O să mai refac eu după emisiunea asta, în următorul video. Dacă vă place genul ăsta de episoade și de serii, păsați mare like acolo. Și noi ne vedem foarte curând în următorul video sau live, după casă. Sau dacă mai vreți să mai prezint niște aplicații, niște softuri pentru Windows, chestii interesante, scrieți-mi.